Domnule primar, infrastructura este foarte importantă pentru orice comunitate. Suntem aici în satul Dunărea și vedem că aveți niște lucrări de asfaltare. Despre ce este vorba în acest proiect? Am mai discutat pe chestia proiectului reabilitare străzi în comuna Seimeni. Știți că eram foarte dezamăgit că am semnat contractul de finanțare și aveam bani în contul primăriei din octombrie 2017 și a dat Dumnezeu ca în septembrie 2020 să reușim să implementăm și proiectul de reabilitare străzi comunale. Este un proiect în valoare de 1 milion de euro, bani nerambursabili de la Uniunea Europeană, plus încă vreo 500 de mii bani din contribuția propria comunei Seimeni. Sper că până la sfârșitul lunii noiembrie, când dau termen, să fie gata și cei aproape 8 km de reabilitare străzi comunale în comuna Seimeni. Pe ce lungime aveți acest proiect de drumuri? Proiect este pe o lungime de 6,5 km reabilitare străzi efectiv, plus reabilitare intrare în comuna Seimeni pe 1400 de metri, turnat cu vor asfaltic. Deci, în total, aproape 8 km. Ce lucrări au loc? Au loc decopertări, făcut infrastructură, drum, fundație, drum, după care se va așterne două straturi de asfalt.